Haideți să trecem la următorul stil. Stilul de conducere democratic sau participativ. Vă aduceți aminte că vorbim de felul în care se iau deciziile, da? Liderul democratic stimulează luarea deciziilor în echipă. Caută să includă în decizii pe ceilalți. Cum face lucrul acesta? E vorba de a crea un mediu favorabil. Să dezvolți un mediu încurajator care oamenii se simt liberi să se implice. De aceea, mediul democratic are câteva elemente de bază. Simțământul de camaraderie, cum spunea Doru, da? De la egal la egal, aș putea spune. Omul nu trebuie să urce pe un piedestal cu multe trepte până ajunge să vorbească cu tine. Să fie o laudă onestă, nu lingușire. Să iei în considerare pe bune părerile celorlalți. Să știți că oamenii realizează dacă tu dai doar din cap așa, cum să zic, politic. Da, 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 dar de fapt ei realizează că tu nu-i asculți. Și e vorba aia, ei spun ce vor, eu fac ce știu. Liderul democratic chiar ține cont de ce spun ceilalți. Și secretul constă în faptul că el realizează care limite. Că perspectiva lui nu este 360 de grade, că e limitat în percepții și are nevoia de percepția celorlalți. Și bineînțeles, participare egală în procesul luării deciziilor. Liderul democratic își câștigă autoritatea învățând să dea socoteală, cooperând și delegând sarcinile. Cred că una din marile probleme, mai ales la acest shift, la această trecere de generație, că s-a schimbat limbajul. Tendința, mai ales, știți cum era în comunism? Noi nu realizăm cât am fost influențați de comunism. În comunism era acea atmosferă militară. Liderul are, știți, prima regulă, șeful are dreptate, a doua regulă, când are dreptate, se aplică prima regulă. Când un lider este capabil să dea socoteală, când ține cont de ce spun ceilalți, nu în sensul servil, da, ai dreptate indiferent ce spui, ci în sensul onest, atunci lucrurile încep să meargă și îți câștigi autoritate, pentru că oamenii realizează că ești uman, nu ești Zeus. Tu nu stai pe Olimp și se aplică alte reguli decât la muritorii de rând. Nu ești în aceeași linie și ce cer la alții și ce pretinzi la alții poți pretinde și la tine. Și ești conștient că ai nevoie de ei ca tu să fii mai bun. Stilul de conducere democratic dă rezultate optime atunci când echipa împărtășește același plan de lucrare. Suntem pe aceeași foaie. Liderul conduce o echipă de oameni creativi, specializați și responsabili. Membrii echipei vor să participe în luarea deciziilor. Când ei vor lucrul acesta, e clar că dacă creezi un mediu participativ, este ok. Nivelul de maturitate este optim. Există un nivel ridicat de încredere. Mai pe românește, nu există agende ascunse.